Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Prototype 2. Bine, mai bună întoare când ne-am întâlnit, am reușit să mai facem ceva misiuni cu padre. Și l-am cam desconspirat pe bobiță ăsta nostru, doctorașul, care a zis că te ajutăm, că eu am vrut să fiu prietenul tău și că toate alea și... Șobra. Spune asta cuiva care îi pasă, spune asta cuiva care ce mai probabil o să te creadă, spune asta cuiva care probabil nu este eu. Atunci probabil că o să te creadă, atunci nu știu ce să zic până atunci. Da, merge să-l aranjăm pe doctorașul ăla de la început, care la început ce drept zicea că e de partea noastră sau ceva, știți voi, de când a început jocul sau ceva. Dacă n-ați urmărit prima parte, știți ce aveți să vă mergeți și urmăriți prima parte, dar dacă n-ați... Și, desigur, mai important de atâta, să dați și voi un like acolo și ar fi și mai drăguț la chestia asta, chiar și la primul clip, dacă l-ați dat până acum. Și hai să vedem noi ce ne rezervă misiunea de acum. Mergem să-l rezolvăm pe doctorașul ăsta, vedem dacă mai face și o misiune pe la salut acolo, să mai obținem ceva upgrade-uri și vedem noi ce alte năzbâti mai sunt pe aici. O, cinematic, fii atent. He mad. Sergeant Heller, why are you so cross? Have I done something to offend you? Drop the act, you lying sack of shit. You think you can play me like this? Well, I think I already have. Mamă, cum s-a schimbat vocea dintr-o dată. Hai că mai niște elicoptere, mare brânză. E fain cum în cinematice nu vezi că se transformă sau ceva. Păi ia uzi, uite la ei. Jboink? You're gonna need more than this to kill me. Au și ce de asta că e mai simplu. Adică mă chinui mai puțin și mi-a mai puțin să ajung la el și dau cu ăsta, bom bom bom. Oh, vin tancurile. Ia stai așa că vin tancurile, boys. Sure it is. Until I eat your brain. Nu, no, vorbește Heller-a meu de parcă zici că e zombie. Mâncat creiere, mâncat oameni și chestii genul ăsta. Adică chiar literalmente se transformă într-un zombie din felul ăsta. Oh, bă, ho, 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 ho. Mamă, stai ca vin de ăsta la alta. Oh, 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 oh. Mă gândeam că-l rezolvăm mai repede pe ăla, dar văd că nu. Oh, God. Ok, va trebui să mă ocup de ăștia. Nu, nu e foarte ok ce se petrece aici. Te-am ținut bloc, what the fuck? Mamă! M-a rupt. M-au gangbanguit, cum s-ar zice. Au venit 3 deodată, frate, serios, 3 deodată? Chiar era necesar să vin toți 100 acolo? Nu, nu cred. Ok. Wait, stai mă puțin. Dă mă prostia asta de aici, ce vorbești? Acum am uitat mă de chestia asta, mă, vere. A, mă, cât trebuie să clicuiesc. Bă, trag de jumătate de oră și nu vrea. Weaponize. Aia era proastă camera, cred. Bro, mă doare de... Mă, doamne, mă lași. Ok, știi ce? Las-o baltă. Deja e ridicol. Nice. Get the fuck out. Dude, asta e deja ridicol. Dau de jumătate de oră în el și nu vreau să reacționez la nimica. Mai simplu așa. Atât. Ia da-mi numai pe bobița asta. No, tot cu gheală dă mai repede în el. Mâncă-l! Scos și căpățânul ăsta. Da, cu chiar le dăm mult mai ok. Shit!
Îmi place că mai stă și săracul ăla pe lângă mine, în speranța că o să mă lovească sau ceva. Ok, am scos pe ăștia nasoi. Și unde este tânculețul meu care văd că vrea să mă tot ia la chestii pe aici? Ok, nu știu unde a ajuns tancul. Oh my god, tancul s-a dus, vere. Sincer, tancul s-a dus. Nice, și acum dă-mi-l pe bubiță ăsta. Îl mâncăm, ce crezi? Da, săracul să-și dea mare cap, gen mare... Ca să nu pot să-l consum. Red Crown has established your fallback location if something goes foobar with Heller. You'll be set up at base 7. With additional security, I should hope. Evident. Baza 7. Ia uite, bobița asta mea se duce baza 7. Thinks he can hide from me. Nu crede, speră. Dar știi care e problema? Nu se poate ascunde prea mult de noi. Dai timpul să rezolvăm situația. Eu, domnul Dr. Koing, unde Dumnezeu ești? Că vin să-ți fac o vizită. Mergem să-ți arătăm așa, cum se cheamă, recunoștința de faptul că ai ținut la noi și ne-ai oferit informații în plus și chestii genul ăsta, dar ghișe. O să-ți placă. Mi se pare amuzant cum totuși a reușit așa de ușor să-l păcălească. Bine, și pe mine inițial când am jucat jocul m-a păcălit cu faza asta că, oh, că ok, că practic am vrut să te ajut și nu știu ce. Că ce drept nu prea nimic dubios, dar după ce vezi chestia asta, observi ce este dubios și îți dai seama de fapt de ce a făcut-o ca să-și testeze chestia asta cu Super Soldier-ul. Ce, vrea să luăm ceva de pe aici? O, vrea să distrugem ăstea. Well, atunci cred că putem... Uai, nu pot să iau lucruri, nu-i așa? Aoleu, Heller, ești degeaba. Și eu care speram să luăm niște chestii, să facem o treabă. Ai. Okay. Că a mers așa. Nu mă interesează. Doamne, încerc să trec de peretele ăsta, dar nu pot. Boom, boom. Ai, cumință-l, boss. Încerc să lovesc ăsta, dar nu pot din aer să-l lovesc aici. Da, e mai simplu așa. Oh, mai au ăstea, fii atent, am crezut că două cu două. Gata, perfect. Acum aduceți-mi doctorul. Am treabă cu el. Ia uite-l, fugi nebunul. Unde crezi tu că fugi? Omul meu s-a urcat în elicopter ca într-o Bugatti sau ceva. Ok, dacă asta vrei să faci, domnule doctor, atunci o să ne ocupăm de chestiile tale. Ia valea, mă. Stai să pun ținta pe el, că e mai simplu. Pune-i și-o de asta să-i dăm așa puțin pe el. Dude, nu văd. Unde ești, mă? Bro, uite că de sus s-a dus. Cum Dumnezeu vrea să-l prind la distanța aia? Fără mișto. Poate vii și tu o țără mai la o distanță respectabilă să te ia Dumnezeu. Până aici, culmea. Uite cât se duce, vere. Ok, aici am nevoie să consum pe niște băieți. Asta deja sunt ridicole chestiile. Ok, am nevoie și de asta, te rog. Yes, keep trying.
Nice, am dat și racheta înapoi. Dead. Mamă, ce l-am nerocit pe domnul doctor Vere. I-am dat mare capsan. Ce zici, bă? Ia zi. A? O, mai zici nimic, ca săracul de tine. The fuck? Oh shit, stai așa. Fuck. What are you? Wow. Are topoare. I'm what you could have been. Yo, what the fuck, man? What you were supposed to be. I'm going to prove that to Mercer. Prove he's mistaken about you. And when he sees how flawed you are, I'll be there watching while you die. Mamă, dar le are moșulică. Bro? Trebuie să mâncăm ca să dea puterea lui. Ce doși, mă, că dai bloc. Dude. N-aș fac că m-a dat totuși cu puțin HP. What's wrong, Hela? Can't catch up? Little out of shape, eh? Save your breath, Curly. You'll need it for screaming. Ah, are chestie care îl face să... Ah, l-am ținut blocul, dude. What the fuck? Am dat fix când era în... Da, ok. Oricum, ne-a dat cu jumătate de viață. Asta e stupid. De obicei, când te dă într-un boss fight, ar fost drăguț să te dai de la full... Laugh while you can. You are lacking, Sergeant. A brute, an animal. You are nothing. Then I guess nothing's about to push you 6 feet under, Doc. Dai, mult mai practic așa. A crezut chiar face... Are un atac stupid după ce îl blochezi, face o chestie dubioasă. Do this all damn day, Koenig. Only thing you're doing is stalling. If you kill me, Mercer won't be pleased. Nu pasă de prea lui. I'll worry about that after I've beaten you to death. So, you want to fight to the death? Then let us get on with it. Wait, să înțeleg că Koenig ăsta o fi de fapt un de-a lui Mercer? Oh. Dude, bine că te-ai dus în altă direcție, Vere. You are worthless, Hela. You aren't even educated. Huh, snobby prick. Makes this even easier. Dude, de ce tot picăm de pe clădire? Așa devine ridicol. Ok, doctoraș. Is that what you want? Da. I want you to shut up and die. Ia să vedem, mă, ce știe asta. I must say, Dr. Mercer, recruiting the Evolve from within Gentech's ranks is a brilliant strategy. We'll rocket through their power structure. Why, Sabrina Galloway is already in line for CFO. Then follow her example, Koenig. I'll need everyone in place to do what needs to be done in the green zone. Of course, sir. Hmm. Heller! Oh shit. You know I should kill you. I needed Koenig, and you just took him out. Like swatting a fly. Well, maybe you should have told me you had more of us running around. Oh. Not to mention some batshit insane mad scientist, motherfucker. Well, now you know. We're in Gentech. We're in Blackwatch. Our eyes and ears are everywhere. So... You're building an army. And when there's enough of us, you and I will lead an attack that will wipe Blackwatch and Gentech off the face of the Earth. And the virus. What? The virus goes too, right? Uh-oh. All of it. It's in the plan. Okay, minte. Not long now.
Be ready. Lion motherfucker. Exact. Father. You need to come see me in the Green Zone. Athena's got some bad news. Oh shit. So do I. Mercer's been feeding us a line of bullshit. He's up to something. James, you do not know the half of it. I'm on my way. O să stați gravă. Shit, boys. Lucrurile par să ia la vale destul de ușor. Wait, unde mi-s puterile noi? What is this? Wait, n-am primit două topoare? Ceva? Wow. Wow, dude, ok. Și eu care eram așa de hype și am zis că o să obținem ceva și o să fie fun și nu știu ce, na. Well, cred că nu e momentul pentru puteri noi, boys. Asta e. Dar, văd ceva ce mi-atrage atenția acolo, așa că o să mă duc puțin aici. Scuză-mă. Scuză-mă pe mine. Oh, God. Beep, 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 beep. Tăiem ruța. Tăiem și puța. Și acum îl mâncăm și obținem puterea. Bine, nu știu ce upgrade mi-ai dat acum, la gheare sau tendrils? Claws upgraded, nice. Oh, ce să văd diferențe, îs ghearele mai mari și am niște umeri mai mari. Ok, momentul să ne cărăm de aici, mulțumim. Am venit și cu altă ocazie, bye. La revedere. Oh. Și am evadat. Fără nici o... Helicopterul la teroare. Era cât pe acest să mă desconspire. Ăla vine după mine ultimul hal și nu se oprește. E puțin cam enervant dacă mă trebuie pe mine. Gen, helicopterul ăla nu vrea să mă lase în pace pentru nicio secundă. Dar din ce văd eu, parcă lucrurile nu sunt chiar așa de drastice cum era în prototype 1, adică ce obțin cu Mercer Virus, cum era. Cel puțin la aspectul ăsta nu-i chiar așa. Crezut că o să-l lovim pe saracul de acolo, dar nu. The bridge, Mercer has sent an entire race of evolved like himself. What is he hiding? Alo? Alright, father. So how'd you get over to the Green Zone anyway? All the bridges are out. Not the air bridge. Blackwatch flies transport helicopters between the zones. I bribed one of their pilots to take me aboard. Oh, I'm nice. Not much for bribing. Think I'll just body snatch some poor sucker and steal a seat. Be seeing you real soon, father. You take care. Oh, vreau să ajungem acolo. Consumer vehicle commander. Oh, asta ar trebui să fie easy. Adică ținând cont că suntem cum suntem și chestii genul ăsta trebuie să ne fie ok. Ah, da, că mi se pare că acum deblocăm o parte nouă de hartă, știi? Că na, practic ne trebuie și aia. Sa, boys? Scuze. Mă prefac că trec și eu pe aici, așa. Nimic special, nimic... Cine-l vede? Ok, ăla de acolo vede. Ok, ăla încă s-a uit acolo, ok, deci... Oh, what the fuck was that? Stay back. I said back the fuck off. Ok. Keep moving, you dirty fuck. Da, bă. Ah, oh, toată lumea-l vede. Dude, really? Trebuie să fie toată lumea prezentă în aspectul ăsta? Hai. Ești serios? Gata. Tickets, please. Thank you. Mulțumesc! Air Bridge Dragon 1-1. We are preparing for liftoff. All passengers report immediately to the helipad. Thank you. Dude, aia e deja ridicol, porcăria aia. Sergeant Jenkins. Hold there. I'm coming aboard. Roger that, Sergeant. What's up, boys? Oh, air bridge, asta e un fel de fast travel. Nice. Yes, travel me, baby. BB grill? Să era că șmecher. Nu știam că ai fast travel. Adică,
Da, e o chestie ce lipsa din primul joc, though. Mamă, cum a condus ăla. What the fuck? What are you talking about? Lieutenant Riley called in extra troops for some major operations. I just thought, you know, since you're one of their go-to guys, we're here for that. Huh. Might have to crash that party. Damn. Nu trebuie Green Zone să fie zona mai safe sau ceva? Am ratat ceva? Dragon 1-1 requesting clearance to land. Roger that, Dragon 1-1, you are cleared for land. Ai crezut că e zona sigură, dar ghiși ce? Ala cum va ridica mașina cu totul. Alright, I'm here. Let's meet up. We got a lot to talk about. You got that right. I'm sending you my location. Be careful, James. This neighborhood isn't what it used to be. Oh. Don't worry, father. I'll cross at all the lights. Asta înțeleg că e plin de chestii. Vorbim legat de Mercer. Ia-ți de-mă ce găsim legat de Mercer ăsta. De domnul Alex ăsta meu. Yo, sup, padre? What you got? This way. Here, take a look. The first outbreak of the virus started at Penn Station. Okay. Then, 1 year later, the second outbreak. One of Athena's contacts broke it down. Airborne vectors, waterworks, every kind of viral transmission route. Okay, we don't have time for this. Mercer's... There! Tot la Penn Station. You're saying the second outbreak started in the exact same place as the first? Look. LOL. Oh shit, Mercer. He killed them, father. Maya and Colette. I know. We're gonna find out what he's up to. Put a stop to it. And then I'ma smash his fucking pretty face. Okay, but where do we start? I have nothing. Athena has nothing. We're rocking through their power structure. Why, Sabrina Galloway is already in line for CFO. Sabrina Galloway. Oh, dar să caute pe șefă. Mercer's got her spying on Gentech. Yes, I know that name. Here, Sabrina Galloway, Gentech CFO. Blackwatch is holding a security briefing about her later today. Where? Aici. Dacă tot stăm aici, aici. I just sent you the coordinates for Galloway's security briefing. Great, it's a Blackwatch base. Good thing I still got my Sergeant Jenkins disguise. Nah. Yoink! Sup, boys? Welcome to the Green Zone. I'm Sergeant Salvatore. When does the briefing start? It's been postponed. Infected are overriding the military in this area. Heavy civilian casualties. HQ wants it unfucked. Okay. Cottonmouth 22 is ready for your command. Oh, vreau să controlez mașini. Nice, să-ți controlez astea. Get back here ASAP for the briefing. Happy hunting, soldier. Okay, mulțumesc. Nice. James, are you at the briefing? I can't talk now, father. If I don't blow shit up like a good little soldier, I'm never gonna get into that briefing. Talk later. Oh, I could try to destroy him, Luke. Rendezvous with Copperhead 2-1 at the AO. Move out. Hey, two. Yo, it's just mutants, dude. Stay. Let's get him. I can push to get him. What's up, boys? Copperhead 2-2, keep your sights focused on the enemy combatant. Kodiak 2-1, this is Grizzly 2-3. Where did you spot the infected? Bum, 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 bum. Oh, are ținta automată din ce văd aici. Copperhead 2 actual, this is Copperhead 2-2. Situation neutralized. Roger that. Rendezvous with the... Oh, 60 de infecte, adică doar de să-i călcăm pe toți. Copy that. 2-2, we got crossfire here. Watch it, will ya?
Oh. Red 2 actual, this is Grizzly 2-3. We're taking heavy fire. There's too many of them. Roger that. Kodiak 2-1. Deci așa funcționează asta. This is Kodiak 2-1. We're also under attack. Copperhead 2-2, full speed to the rendezvous point. You are authorized to clear a path through the... Gata, frate, am ajuns. Oh, scăcați de ăștia de hunteri. Oh, sunt mulți chiar. Nu știu dacă o să putem face bonus-ul. Acum nu știu cât să apară misiunea asta. Poate. Mamă, stai că-mi dau ăștia grav. Bun. Bine că dăm o tonă de damage și așa. Oh, Jesus. Juggernauts. Stai că ăștia rezist-o lea, că nu sunt așa ușor de rezolvat. Nice. Hai să călcăm ăștia ca să-i avem făcuți odată. Unde sunt toți infectații? Pare a fi pe aici. Măcar 30 să avem făcut sau 40 pe aici ar fi o treabă. Oh, dar văd că facem relativ repede. Spre ce vorbim? Uite ce e aici. Luăm punctele alea, bonus blană. Du, tankul ăla trăgea în mine. What the fuck damage mi-a dat. Da, mă, da, mă, duc, gata. Ok, mai am nevoie de câțiva să mai liniștim. Tu, dar mi-au distrus ăștia tankul, frate, serios. Cam aiurea, bro. Încă 4. Oh, God. Dude, mi-a distrus fucking tankul, bro. Ce mizerie asta? 0 din 60! Ah, mă piși pe obiectiv, un bonus. Fără mișto, asta e deja ridicol. Like, sincer, asta e deja ridicol, bro. Mi-a anulat și toate bonusurile, adică măcar dacă am păstrat jumate sau atât, sau cât făcusem înainte să mor, nu știu. Da, asta deja e ridicol. Nice. Cercăm să călcăm aici repede restul de oameni pe care mai avem, dar nu e așa simplu. Adică bine, oameni, mutanți ăștia, vă spuneți și voi, nu? Nu trebuie să fiu foarte specific, nu mă gândesc. Dun up armele! Ok, hai să călcăm acum repede cât încă suntem liberi, că altfel e teroare. 42, încă 48, încă puțin. Ar trebui să-i facem cam de pe acum, ar trebui să fie făcut super easy. Iată, nice. Măcar am scăpat de o treabă. Oh, și-am făcut și evoluție, le văd up. Bum, bum. Oh, vine căcatul ăla de tentacul, nu-i așa? Eram sigur. Da, mă, că le-a țintesc super, super nașpa și îți dau damage o grămadă, despre ce vorbim aici? Deci nu suport chestiile astea, fără mișto. Sunt absolut eroare. Au, doamne, cât doare. O să mor de la asta la altă. Dude, încarcă odată porcăria asta să mă bată mama, dacă nu... Bă, n-ar fi încărcat, frate, chestia aia mai repede. Oh my gosh, a apărut și sub mine instant. Încerc să mă mișc, dar văd că aia e teleghidat proiectilul. Deci proiectilul e teleghidat acolo, n-ai cum să-i scapi. Deci chiar n-ai cum să-i scapi. Mamă, toate sunt la încărcare aproape.
Au, poți să tragi în aia. Ok, nu m-am gândit să trag în aia. Dar bine, nici n-am cu ce neapărat. Ok, nice. Nice job, 2-2. We'll clean up the rest of this mess. Oh, ulu, doamne. 2-2, this is Castle. Report to base for briefing ASAP. About fucking time. Doamne, fer. Sup, boys? Ah, deci poți să țintești și prietenii. I'm on my way to the briefing, hopefully. Find out where this Galloway bitch is. Ok, James, listen. The green zone is worse than I thought. We have to do whatever we can to help these people. You shepherd the people, father. Hunt them to Galloway. Da, locul ăsta pare destul de dezastru, adică nu știu de ce ai numit zona asta Green Zone, când practic e la fel de terare. Faceți lomă protestatarilor. Oh god, dar nu puteam să ieși într-un loc mai prost? Shit. Alo? Copperhead 2-2, enter the compound and change to mission channel 32. Roger that. Oh, nice. My name is Lieutenant Clint Riley, call sign Castle. I work for Colonel Douglas Rooks, call sign Checkmate. And if you're hearing this, you also work for Rooks. We've intercepted a communication revealing that two POIs are moving their operations into the green zone. POI 1 is Sergeant James Heller, an escaped test subject. He is armed, extremely dangerous, and is a chief suspect in the disappearance of Dr. Anton Koenig. ROE for Heller are simple. You are cleared hot. Okay. POI 2 is Father Luis Guerra, a known civilian agitator, vigilante, and terrorist. We believe that Guerra is aiding and abetting Heller, so ROE is the same. Be on the lookout for him. Intel believes that Heller is working his way up Gentech's power structure. A likely next victim is Sabrina Galloway, Gentech's VP of operations. Oh. 3-1, you're on security detail. This concludes the briefing. Dismissed. Au, deci ne știu tot planul, ești nebun? Ce rost mare să faci ceva, că știu ăștia tot planul. Oh fuck, sorry boys, doar mă... nimic. Sper că n-a fost nimeni asta. E, acum putem să mai băgăm un puțin în viață, că ne cam duce o leacă finisher-uri. Fuuuuck. Mi trebuie... Eu-s două. S, G, G, Guerrera, S e... nu știu cine. Eu stai așa puțin. O-s doi. Holy fuck, o-s doi. Da-ti-da-ti-da-ti-da-ti-da-ti-da-ti-da-ti-da. Fuck, mă urmăresc ăștia. Tace-mă și tașa. Și-am un băiat, mă, ce pana mea. Nobody's getting in here. Bruh, have you been hearing all the rumors? Bruh. The Heller guy, dude. Bruh. They say he can get into anywhere. Like, he can turn invisible and shit. Do you realize how fucking stupid that sounds? Well, then how's he do it, bruh? How's he inside these places? He shows up. If you don't quit calling me bruh, I'm gonna bust you right in your fucking face. Bruh. Mama, cu bruh-ul lui. Oh, nice, deci asta e altă chestie, deci putem obține ceva de Predator stuff. Filioșcă. Oh, rifle skills, păcat că nu le folosim aproape deloc. Dar hei, precis practic skill-ul useless pe care îl obținem, e perfect. Dar anyways, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest minunat clip din persoana. Mă gândeam la persoana acum, dar prototype, încep cu aceeași literă, deci ok. Cam s-ar trebui acest minunat video din Prototype 2, sincer. E foarte distractiv jocul ăsta, chiar aveam chef de ceva de genul ăsta și cum nimic nu prea s-a mai lansat în ultima vreme, ăsta e ca o gură așa de aer până când avem parte și de prima lansare majoră, care o să fie în ceva vreme, adică vorbim de Monster Hunter Rise, care o să fie următor, da, nu știu cum prea o să vă omorâți voi pe el, așa că da. Noi suntem prima aici, oameni buni, ca asta ar tot, nu uitați, dați like, subscribe și așa comment și ne auzim data viitoare. Hai să lăsă de ce zice ăștia. No, sir. Damn shame about New York. Yeah. Ba-ba.